la prof online cu exerciții de matematică. De ieri ne-a fost, voi fost ieri? Da. Eu, sigur că da, salut. Oameni vețeale. Așa da. Ai pregătit-o data trecută problemă cu file, nu știu ce, să vedem, o să vedem pe ce, că tot te-ai uitat ieri la mine, că am nemulțumit, să spui, dar prima mea ce fac, da? Trebuie să spun tema care a făcut-o. Câte file? 13 file. Deci avem 13 file cu o compoziție de câte camere? 4 și 7 camere. Deci de 4 camere și 7 camere. Și tu îmi dai acum, ai o propunere, da? 87 de camere. Știm, știm. 87, 87 este, da? Da. 87 camere. Câte, și întrebarea este, câte vile sunt cu 4 camere? Și câte vile sunt cu 7 camere. Și Davide, uite-te și tu când ce fac aici cu el, e deosebit de interesant. Da? Ți-amintești problemele acestea, știi bine când la un moment dat el te-a ajutat. Ți-amintești, nu? De ce merită să ne uităm? Așa, da. Știm că sunt 13 vile. Hai te rog să mă ajut să vedem. Fac 13 vile, de fapt, desenează repede. Da. Una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, nouă, zece, 11, 12, cum acum? Am uite, 2, 4, 6, 8, 10 și pe 3, 13. Am fost bine. Bun. Câte... Să știi că am uitat ideea anul trecut. Un an de zile am uitat cum se fac problemele acestea. Cum era alea acolo? Ce făceam noi? Făceam, nu știu ce ne interesa, numărul... Avem număr maxim și număr minim. Asta. Dacă ar fi toate cu 4 camere, deci dacă ar fi, dacă ar fi toate vilele cu 4 camere, atunci am rezultat numărul minim, de camere, ar fi cât oare? 35. 4 ori 13, nu? 4 ori 13. 4 ori 13. Dar nu știu să fac asta. Îl desfărțim pe 13, 10 și 3. Asta, mă! Cred că m-ai salvat. 4 înmulțit cu 10 plus 3, nu? 4 ori 10. 40. Deci face 40 plus... 4 ori 3 este egal cu 12. Foarte tare. Dar te încep să știi tabla măsirii, nu? Chiritești așa de 4 ori 3 egal cu 12. Și acum, când adunăm 40 cu 12... 40 cu 12 este... Da. Este egal cu 52. 52 de camere. Da? Ăsta este numărul minim. Deci numărul minim de camere pe care trebuie să ai tu grijă să îl dai, numai puțin de 52. Numai puțin de 52. Și tu ai fost foarte tare, că ești 87. Acum îți vedeți dacă ne-ai sărit peste, nu? Capacitate. Așa că vă zic și numărul, dacă ar fi toate vilele cu 7 camere, atunci numărul maxim ar însemna un maxim de camere. Ar fi 7 ori 13, da? Hai să nu mă pot să fac și asta, că nu mă descurc. Cum fac eu 7 ori 13? Despar pe 13, 10 și 3. Parcă înainte. Deci vine cu 7 ori 10 plus 3. Și vine 7 ori 10. Așa. Plus,
De 70 plus? Plus? Da. Nu doar de 7 ori 3, ori 7. A, stai, mă, că îți place ține din 7 ori 3, că... 21. Ori 21, mă, sigur, da. 21, frumați. Este super. Deci folosește cunoștințele care le-ai la îndemână. Nu 7 ori 3, ori 7, că îmi place mai bine, mai bine, nu? Da. Și acum cât faci asta? 91. 91, deci numărul maxim de camere pe care îl poți da este de 91. Și tu te-ai dus cu 87 de camere. 87 este un număr cuprins între 52 și 91. Deci 87 este un număr cuprins între 52 și 91. Înseamnă că 87 este un număr care, pe care tu mi l-ai dat, te-ai încadrat cu camerele acestea. Dar te-ai încadrat. Foarte tare. 7 camere. De ce ai pus? Deci, de la 7 camere, tu aștii? Pentru că 87 e mai aproape de 91. Foarte tare. Deci tu ai presupus că ar fi fost toate cu câte? Câte 7, da? Câte 7 peste tot? 1, 2, 3, 4, 5. Eu pun 7 ca să se înțeleagă. 7, 7. Ca să... mi-e ușor de cât să pun, da? 7, 7, 7 peste tot, 7. 7, spate sunt cu 7, și atunci câte camere ai trebuit? 91 trebuia să ai. 91. Opa! Dar tu ai câte? Nu ai 91? 87. 87. 91-87. Faci, să vezi, de ce ai niște camere în plus, nu? Da. Adică, să vezi ce se întâmplă. Deci, de aceea, din 91, din maxim, ai scăzut pe 87. Cât îmi dă? Cât îmi dă, mă? Ce-am pus de subatele? Trebuie pus, dar eu... Să nu pun și eu. 87. Cât faceți? Puneți minus 2 probleme. Minus, 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 ca să se știți, să se pun de 3. 1 minus 7 minus 7, ne împrumutăm de la 90. 10 minus 7... 10 minus 7, 3 și cu 1, 4. Foarte tare. Atenție, dragilor. Iar vedeți. Și el își face foarte bine calculul. El zice așa, din 10 aceea scalibre 7, din 10 scalibre 7, rămâne 3, și unul care l-avea la unități, deci 4. 11, nu greșește, nu-și permite să greșească. 11 minus 7, să spune deodată, face 4. El își face calculul. Așa trebuie să faceți toți, ca să înțelegeți bine și să aveți siguranță. Și acum aici a rămas... Cât a rămas? Câte 10 ori v-ați dat? 80. Minus și... 80? Da, nimic. Nimic. Și-a rămas doar 4. Mai băiete, deci tu mi-ai dat un număr de camere, 87. Dar dându-mi 87 de camere, până la 91, 4 camere sunt. În minus. Mai rămâne 3 camere. Asta, deci una va fi cu 3 camere, da? Deci unul să nu pun la aici 7. La asta să nu pun 7. Cât se pun? 2 cu 4. 2 cu 4? 2 cu 4, ca să fac 8. De ce să fac 8? La ce te-ai gândit tu? De ce 8? Păi cât mai aveam? Câte camere mai aveam eu până la 91? Doar un singur, doar 4 camere. Se gândește că da. 88, cred că am vrut să dea greșit de camere, domn profesor. Păi, doar o cameră cu 4. Pentru că, deci, o singură cameră este o singură vilă cu 4. Și 91 minus 4 dă 87. 81. Deci, el vine cu 4 camere, vedeți, zice el că rămâne acolo. 4 camere, vila cu 4 camere, zice el. Da, atenție multă, că trebuie să rămâne vila cu 4 camere, cum ai spus tu. Deci trebuia să dai câte camere? Nu 87, cred. 88. 88, dacă dădea 88 de camere, tăiai 3. Din 80, din 91 dădeai pe 3 deoparte. Încât ai să fie rămas... Câte trebuia să rămână acolo? 3 trebuia să rămână. 3. Că din 7, scăzut pe 3, rămânea cele cu 4. Deci aici trebuie să-ți dea un 3 diferența asta.
Că atâta, indiferent de vila cu 7 camere și vila cu 4 camere. Vila, diferența dintre 7 și 4 număr de camere este cât? Diferența asta e de 3. Nu-i de 4. Și trebuie să rămână un 3 sau 2 de 3 sau 3 de 3. Deci să-ți dea 3, 6, 9, 12. Ca să poți să distribui pe cele 3. Da? Cu alte cuvinte, vezi tu aici, dacă tu îmi dădeai 88, era foarte tare. Că până la 91, cât ar fi fost aici? 88. Minus, de 91 minus 88, dădea 3. Și atunci mă duceam repede. Spuneam, fugiți voi 3. Deci, că nu am la dispoziție. Și tăiam pasta și cât, dar din 17, 4. Și au pare o singură vină cu 4 și cât de vină? Celălalt de toate? 12. Sunt cu... cu 7. Aici e poanta. Dă-mi tu acum, dacă te-ai prins. Fii atent. Fii prins. Dă-mi o altă problemă. Încât să meargă foarte bine. De la 88, mai coboară la 80 și cât? La 85. Bravo! Ați văzut? Deci se prinde bine. Nu, nu ai făcut una cu 80, dar ai acum ai prins că ție trebuie să-ți dea încă un 3. Și dacă mai cobori? Și dacă mai cobori, e alt număr care se fac. Cât? 52. 82. 82, așa. 82. Da. Bun. Da. Apare vrele acolo. Da. Și atunci, la 82, era o altă problemă deșteaptă, în care câte vile ai fi avut cu 4? La 82? 2. 2. La 85? 3, sigur că da. La 85 au fost 2. La 80. Deci, vezi? De acum ai prins poanta și știi exact că ai nevoie de diferența. Diferența asta. Și să fii ori 3, 2 de 3, 3 de 3 și așa mai departe. În final, în final, în final poți formezi probleme. Asta este șmecheria. Deci când dăm mărul de camere, când dăm mărul de camere, la scădere, trebuie să ne rămână echipe de câte 3. Echipe de câte 3? Nu poți să vedea. Multicul din 3 acolo, totuși reține așa. Pentru tine, pentru tine. Echipe de 3, ca să poți la fiecare să scoți câte un 3 și să-ți rămâne de 4. Dragilor, cu Mario, lecții sunt spectaculoase. Mai aveți? Sigur că da. Dar am pornit de prima problemă pe care am vrut să o facem, asta a avut el ca temă. Să recunoaștem un lucru. Aici ți-a lipsit un pic. Nu 87, tu dea 88. Ca să dea 3-ul, să scazi din cele 7 pe la 3, să rămână cu vila cu 4. Asta e criteriul. Da? Așa le faci. Bun. Pentru data viitoare. Da. Dar suntem două, nu sunt corecte. Nu sunt corecte. M-aș lua seama. Superb este. Deci imediat ați zis, m-am propus două. Și faci pentru data viitoare 5 probleme cu această componență, 4 și 7, dar le faci cu grijă, să nu mai este să repare nicio greșeală. Și o problemă? 5. 5 probleme. Pe o problemă pentru dumneavoastră, nu cu camere. Mai ai una? Mai ai una? Am două, dar am greșit. Așa. și locul ăsta e greșit. Da. Faci alte 5 cu 13 vile, 4, 7, dar numărul de camere să fie din 5 variante. Diferit. Da, 5 variante. Titluri câte să dai, ca să iese problema bună. Asta am văzut ce acasă, da? Și acum, dragule, hai să mai vedem încă o problemă interesantă. 71. Și poate și ai dreptate, și 71 să fie. Eu n-am mai fost atent. Tu răspunzi de calitatea lucrurilor, că tu ți-ai asumat răspunderea asta. 82, ai zis? 85. Da. 71 ai zis acum? 71. Ei, nu știm, trebuie să verificăm. Trebuie să verificăm, e o altă tare. 52 plus 3 plus 3. Ah, 53 plus 3 plus 3, bravo, așa. Așa.
52 plus 3 plus 3. Aaa, s-a luat numărul din mine. Exact. Plus 3 plus 3, îl găsești repede. Sigur că da. Da, deci am înțeles. De aceea este interesant, foarte interesant. Deci tu, în momentul de față, poți să faci câte probleme vrei, că ai acum număr minim și număr maxim, te încadrezi acolo și știi că din 3 în 3 trebuie să fii. Fie că pleci de la minim și pui 3, 3, 3, fie de la maxim să scazi 3, 3. Asta-i toată șmecherie. Nu-ți bagi tu capul, să-ți bagi ce vreau de zonă. Că tu ai șmecherii de astea de formare cu problemele respective. Eee, așa. Hai să reluăm problema aceea care mie îmi place foarte tare. Deci, într-o clasă... într-o clasă... Văd și eu, dicționarul vrea să te vadă. Într-o clasă sunt elevi și bănci. Da. Și voi stau și ca gândesc cu profesorul, nu știu, în clasă. Și vreau să-i repartizez. Dacă îi pun câte doi, rămân 5 elevi în bancă. Rămân 5 elevi în picioare. Da? Deci, încă, atenție. Băncile sunt așa, se vede semnășină. Da? Încă o bancă, și așa mai departe. Bănci, destul de multe. Nu știu câte. Și până aici, doi elevi, și continuu cu doi elevi. Și surpriza mare. 5 elevi plânge. Dar au dreptate, n-am unde să stea. Corect. Plânge. Și profesorul spune, știu ce fac, știu cum te trăi. Știu cum. Lasă-mă urmă. Știu cum te trăi. Asta trebuie și la unele, dacă pune câte. Hai să vedem. Deci pune câte trei. Deci situația care e, e următoare acum. Cei doi care erau. Da? Cei doi erau înainte. Și mai pune pe al treilea. Da, pune pe al treilea. Iarăși, la banca următoare. Erau cei doi înainte. Și acum pune pe al treilea. La banca următoare. Erau cei doi și pune pe al treilea. Care al treilea? Eu știu care. Pune câte unul. Adică din ce care stăteau picioare? Vrei să spun. Asta vrei să spui tu, dar de din cei cinci, pe câte bănci completează cu cei cinci? Cinci. Deci uite, îl punem și pe următorul, și banca următoare și punem elevul, punem și banca următoare. Și punem elevul al câteva, al cincilea. Da. Și rămân la sfârșit. Făcând el, tot continuu cu profesorul, până câte trei, rămân libere trei bănci. Una, două, hai să fiu mai pace. Una, două, trei bănci. Deci cele trei bănci rămân libere. El a avut înainte. Da. Să nu mai lași o leacă, să fac și o problemă. Să mă plânge și mă. Deci aici erau înainte elevi. Erau înainte. Dar fiindcă el a continuat să pună câte trei, ăștia la sfârșit nu mai au. Întrebarea este, de ce crezi că nu mai auziți? Pentru că... A pus câte trei. Câți elevi s-au eliberat din băncile astea? Șase. Și eu distribui pe cei șase. Eu pus la următoarea bancă. Deci după ce am aranjat cu cei cinci elevi... Care plângeau. Cei cinci care plângeau, au continuat treaba. Și-au mai pus o bancă, banca care erau doi, și-au mai pus un elev. Câte bănci ar trebui să continui așa aici? Șase, mă, sigur că da. Am zis și șase care eu le ridicat, sigur că da. Două,
și a deșat încurbătoarea. Așa. Să nu spui că știi câte bani sunt. Câte bani? Să nu spui că știi câte bani sunt acum. Aștept să văd. Aștept să vezi, da. Ia să văd. Dacă poți să stai chiar înainte de a face o desenă de ăsta, că mai nervează ce fac aici, dar nu. Prea mic, dar nu-mi dădesc poate. Da, da. Nu să fac. Asta e și motivul de ce fac. Exact. Așa. Și în sfârșit, așa s-a întâmplat. 10 bani. 10? Nu s-o dat un profesor de șmeșterie. 13. Nu știu. 13. Ia să mai mă dăm o dată. Deci, aici sunt 5 care au completat cu cei care plângeau. Ăștia... Sunt câți ai zis? Șase. Șase. Aha, și cu trei băieți goale? Deci, 5, 6 și încă 13 goale. Deci, câte băieți? 14. 5, 6 și 3. 14 bănci. Deci răspuns corect, 14 bănci. Câți elevi? Da, câți elevi? 14 bănci. Să vedem câți elevi sunt. Da, da. Câți? Facem cor. Cum facem? Cor. Cor. Tabla mulțire. Cum? Tabla mulțire, adică? Adică 14 ori. Dar nu cred în 14. Câte băi sunt umplute acum? Numai câte sunt? Câte sunt umplute? Cu elevi. 11. Ori 14. Ori câți într-o fiecare bancă? Cât sunt aici? 3. Ori 3. Deci cât trebuie să fac 11? 11 ori 3. Nu știu să fac. Poți să zic 3 ori 11? Nu. Nu-i bine? Bă, da. Bă, da, sigur. Și acum discuși tu. Mă discuși tu aici, îți fac 3 ori 11. Le spartem pe 11, le zic 3. 3? Pe lângă cine? Zi, mulțit cu cine? 10 și 1, vă zis. 10 plus 1. Așa, și care face cât? 10 plus 3 ori 10, 30. Da. 3 ori 1, 3. 31. 30 plus 3. Exact, 30 plus 3. Și cât face 30 plus 3? 31. 30 plus 3. 33. 33. Așa. 33. Așa. Deci răspuns corect. 14 bănci și 33 de elevi. Foarte tare problema, foarte interesant. Și vreau să compun și tu acasă, da. Atenție, o problemă de-așa asta. Ok. Cu desen, așa? Desen făcut la meserie, cum am făcut aici. Poți să rezolv într-un minut. Nu știu. Nu poți să desenezi așa. Dar important este să... Nu știu câți elevi. Deci nu știu nici elevi, nici băncile. Dar știi că împărțindu-i câte doi, rămân și plâng. Dai tu. Îți fac copii, dai tu. Asta de copii. Oh! Ai făcut-o de urmă, nu mai ai exagerat. Nu, știi, până în 5, 6, 7, da? Exact, cât vrei. Și dacă îi pui câte 3, mai rând niște bănci libere. Pe modelul ăsta. Ok. Da? Și am făcut, îmi faci o problemă de asta. Așa, da. Cât e tipul? Și jumătate. Mai aveți 2 minute. 2 minute. Ei, 2 minute faci sinteză. Facem sinteza. Așadar, două tipuri de probleme am putut să pun la punct. Un model de problemă de acela în care mergem prin fața ipoteză, dacă ar fi toate de un și dacă celălalt ar fi. Și această problemă deosebit de interesantă, da. Foarte interesantă, în care nu știm, sunt două necunoscute, nu știm nici elevii, nu știm nici numărul băncilor. Adică nu știu numărul de bani. Da. Tot așa de bine cu chestia cu pompoane. Cum am văzut, e ziua lui Mario. Mama îi dă o pungă cu pompoane. Și el se gândește, mai cum se face, o să le desi. Dacă le dau câte două... Dacă le dau câte două... Mai rămân șase, bani.
rămâne cu în punge 7 bombani. Așa, da, așa. Foarte tare. Și dacă le dau câte 3, rămân 5 care plâng acolo. Da? Și iată problemă pe același model. Da? Și întrebarea este câte bomboane am avut în pungă și câte elevi. Și câți elevi? Câți elevi sunt și câte bomboane au fost în pungă. Da. Ne oprim aici, dragilor. La revedere, nu uitați like, share, vă abonați la Profo Online. La revedere! La revedere! Foarte frumoasă atenția. Rămânem în continuare entuziasmați de...